Ieri, 31 august, s-au afișat rezultatele pentru Olimpiada Internațională de Științele Pământului. Spre mândria noastră, un elev din Deva a obținut medalia de aur și locul 6 în lume după punctajul obținut. Este vorba despre Dragoș Iulian Coadă, elev al Colegiului Național Decebal din Deva, una dintre cele mai prestigioase unități de învățământ din țară. Dragoș a reprezentat România la Olimpiada Internațională Științele Pământului, care s-a desfășurat în perioada 24-30 august, online. Pentru Dragoș, înfruntarea internațională a fost mai ușoară decât cea desfășurată la nivel național. Alea de la național au fost mai grele decât astea, ceea ce pentru mine a fost o surpriză destul de mare. S-a mai ținut o probă de proiect, care consta în crearea unei prezentări de către membrii echipei de câte 4 din fiecare țară. Noi, România, având 8 persoane în lot, am avut 2 echipe. Și a mai fost o prezentare de tot de proiect, o echipă alcătuită din 7 în cazul nostru, 7 persoane din țări diferite. Am picat cu o fată din China, una din Sri Lanka și un băiat din Franța, unul din Portugalia și unul din Belarus. Să văd dacă și cum te-ai înțeles cu India. Cu ei m-am înțeles destul de bine, cu excepția faptului că după prima oră de lucru ăla din Portugalia nu mai dat niciun semn și nici nu a prezentat. Dar în rest lumea a cooperat foarte frumos, ne-am simțit bine, am discutat frumos, fiecare despre țara lui, ce particularități are, ne-am înțeles foarte bine. Să concurezi la o etapă internațională, la un concurs sigur, la care puțini se încumetă să participe, dar Dragoș a reușit, a obținut o performanță deosebită la faza națională, ce a permis participarea la etapa internațională, a reprezentat România și s-a întors cu medalia de aur. Pentru Dragoș, tot ce ține de științele pământului pare ușor. Pentru noi ceilalți, este o adevărată uimire numai când auzim materiile din care a trebuit să se pregătească. Nu știu dacă o să reușesc să le număr pe toate. Sunt materii de facultate. S-a făcut geologie, astronomie, paleontologie, hidrologie, oceanografie, climatologie, tot felul de chestii din astea legate în principal de natură, dar nu științe pure cum e fizica, chimia, biologia, geografia, științe interdisciplinare. Dragoș Iulian Coadă, deși este elev doar în clasa 12-a la Colegiul Național Decebal din Deva, are un palmares bogat de premii la olimpiadele județene și naționale de chimie, biologie, fizică, geografie, Olimpiada Științele Pământului și deja își clădește viitorul cu aceeași seriozitate. Urmează clasa 12-a deocamdată. După clasa 12 urmează să dau la facultate. Eu vreau să dau la facultatea de biologie și să urmez o carieră în cercetare și probabil în didactică universitară. Dragoș Coadă a adăugat o nouă medalie la olimpiadele internaționale obținute de elevii decebaliști, motiv de mândrie și pentru dascălii care l-au pregătit. Este un lucru extraordinar și mă bucură foarte mult, îl felicit profesorii care l-au ajutat să se pregătească pentru acest rezultat. Sigur, nu este ușor să ai în clasă un elev atât de pasionat și să ții pasul și să îi poți răspunde la toate întrebările, e cam dificil.
De aceea le mulțumesc foarte mult și profesorilor, îi felicit pe părinții lui Dragoș pentru că fără susținerea familiei acest rezultat nu ar fi fost posibil. Olimpiada Științele Pământului este o competiție școlară interdisciplinară și se adresează elevilor din învățământul liceal. Participarea la această olimpiadă este individuală după o programă unică, indiferent de nivelul clasei.